Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Iubiți frați și surori în Hristos, după ce pe parcursul acestui an am răspuns chemării lui Iisus, chemării de a-L întâlni în fiecare săptămână, astăzi, în ultima duminică din anul bisericesc, din anul liturgic, am venit să-L adorăm, să-L contemplăm pe Iisus care este în gloria Sa. Îl adorăm ca Rege al Universului. Și astăzi ne invită la masa cuvântului Său, ne invită la ospățul Său euharistic, pentru a fi vrednici să participăm la acest moment de întâlnire cu El, să ne recunoaștem din nou păcatele, să-I cerem iertare pentru toate momentele în care ne-am îndepărtat de El sau nu am ținut cont de frații noștri. Îl salutăm în mijlocul nostru și pe Don Salvatore, un preot italian care este în trecere și care a ținut să concelebreze, să participe cu noi la această sărbătoare. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
cruce pe pământ, oamenilor de bună voință, te laudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte a tot puternic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ai voit să refaci totul în Fiul Tău prea iubit, Regele Universului, dă-ne, te rugăm, harul, ca toată făptura eliberată din robie să slujească maestății Tale și să Te laude într-un glas fără încetare, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Stăpânirea Lui este o stăpânire veșnică. Lectură din cartea profetului Daniel. Priveam în timpul viziunilor mele de noapte și iată, cineva ca un fiu al omului venea pe norii cerului. S-a apropiat de bătrân și a fost adus înaintea lui. Lui i s-au dat stăpânirea, gloria și domnia și toate popoarele, neamurile și limbile îl slujesc. Stăpânirea Lui este o stăpânire veșnică, ce nu va trece, și domnia Lui nu va fi distrusă. Cuvântul Domnului. Domnul stăpânește, îmbrăcat în maiestate. Domnul stăpânește, îmbrăcat în maiestate. Domnul stăpânește, îmbrăcat în maiestate. Domnul s-a îmbrăcat,
s-a încins cu putere. Domnul stăpânește, îmbrăcat în maiestate. A pus pământul pe temelii solide, ca să nu se clatine. Din vremuri străvechi este așezat tronul tău de domnie, tu ești din veșnicie. Domnul stăpânește, îmbrăcat în maiestate. Mărturiile tale sunt cu totul adevărate, sfințenia împodobește casa ta, Doamne, în vecii vecilor. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Iisus Hristos este martorul cel credincios, primul născut dintre cei morți și principele regilor pământului. Celui care ne iubește și ne-a eliberat de păcatele noastre în sângele Său și ne-a făcut o împărăție, preoți pentru Dumnezeu și Tatăl Său, Lui să-i fie gloria și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că vine cu norii și orice ochi îl va vedea, chiar și cei care l-au străpuns. Își vor bate pieptul din cauza lui toate triburile pământului. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, spune Domnul Dumnezeu, cel care este, care era și care vine, Atotputernicul. Cuvântul Domnului. Cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântată este împărăția care vine a părintelui nostru David. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Pilat i-a zis lui Iisus: Tu ești regele iudeilor? Iisus a răspuns: De la tine însuți spui aceasta sau ți-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns: Oare sunt eu iudeu? Neamul tău și arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut? Iisus a răspuns: Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci Pilat i-a zis: Așadar, ești rege? Iisus i-a răspuns: Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume,
ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Cuvântul Domnului. Iubiți frați și surori în Hristos, iată-ne ajunși la capătul unui drum, la sfârșitul unui an bisericesc. Pe parcursul acestui an ne-am străduit să-L cunoaștem mai bine pe Hristos. Am încercat să pătrundem mai adânc în misterul Său. Anul liturgic se încheie cu solemnitatea lui Hristos, Regele Universului, în care este scoasă în evidență, este sărbătorită regalitatea Sa, regalitatea lui Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Regele Păstor care a intrat în glorie și care îi conduce pe discipolii Săi în împărăția vieții. A vorbi astăzi despre regalitate, despre împărății, poate părea ceva anacronic. Dar de fapt, dacă stăm și ne gândim bine, Biserica mărturisește prin această sărbătoare, prin această solemnitate, acel adevăr de credință pe care noi îl recităm de fiecare dată când spunem crezul. Cred în Iisus Hristos, care a înviat a treia zi, și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți. Acesta este adevărul de credință pe care noi îl celebrăm astăzi. Iisus Hristos care șade de-a dreapta Tatălui. Iar acest articol din crez reia una din primele profesiuni de credință din istoria Bisericii. Vă aduceți aminte când Petru, în ziua de Rusalii, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, după ce Duhul a coborât asupra lor, asupra ucenicilor care erau în cenacol, el a ieșit și a spus: acest bărbat, adică Iisus, pe care voi l-ați răstignit, pe acesta Dumnezeu l-a înălțat și acum șade de-a dreapta Sa. Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos. Deși această sărbătoare, solemnitatea lui Hristos, Regele Universului, a fost înființată în anul 1925 de Papa Pius al XI-lea, ea, în credința Bisericii, are rădăcini foarte vechi. Vedem, încă de la începutul Bisericii, s-a mărturisit și s-a crezut acest adevăr. Iar acest adevăr a fost mărturisit în primul rând de cei care l-au văzut pe Hristos mort, dar și înviat, care l-au întâlnit înviat și care l-au văzut înălțându-se la cer. Numai că în 1925, când Pius al XI-lea, spuneam, a instituit această sărbătoare, părea deja un lucru anormal. Cum să vorbești despre regalitate, despre monarhie, într-un moment în care monarhiile se desființau, în care nu mai erau parcă la modă. Tocmai acest lucru a voit să-l scoată în evidență Pius al XI-lea. Când oamenii încearcă să construiască împărății cu forțele proprii, bazându-se numai pe puterea proprie, îndepărtându-L pe Dumnezeu uneori din viața lor, atunci aceste împărății sunt sortite eșecului. Ba chiar cei care încearcă să le întemeieze ajung să facă și pot face mult rău omenirii. Era abia depășită experiența primului război mondial și știm ce s-a întâmplat atunci. Peste puțin timp, omenirea avea să se confrunte cu un alt dezastru, cu un alt măcel, al doilea război mondial. Și în acel context,
Pius al XI-lea vrea să ne spună că Iisus Hristos trebuie să facă parte din viața noastră a omenirii. El este adevăratul rege, adevăratul împărat, care domnește peste întreg universul, dar o face într-un alt mod față de cum au făcut-o acei împărați sau stăpânitori. Atunci când omul uită de Dumnezeu, încearcă să devină el un übermensch, un superman, un supraom, înlocuindu-l pe Dumnezeu. Dumnezeu nu mai există, eu trebuie să devin Dumnezeu. Și am văzut consecințele acestor afirmații în aceste catastrofe cu care s-a confruntat secolul trecut. Și aș zice că și astăzi ne confruntăm cu lucruri asemănătoare. În cele ce urmează vom vedea că sărbătoarea de azi descoperă sensul permanent al centralității lui Hristos, rege, în istoria omenirii. Dar este o altfel de regalitate. Este o regalitate crucificată, care este exercitată prin slujire, prin iubire. Evanghelia de astăzi ne pune parcă în fața unui paradox. Regalitatea lui Hristos este manifestată chiar în momentul pătimirii și morții sale. Evanghelistul Ioan, din care noi am citit astăzi, nu întâmplător vorbește despre regalitatea lui Iisus de 12 ori în contextul pătimirii și morții lui Iisus. Tocmai în contextul umilirii totale și a morții într-o formă înjositoare, așa cum era considerată moartea pe cruce, la vremea aceea, tocmai în acest context, Iisus este prezentat ca rege. Oare de ce face Sfântul Ioan acest lucru? Pare un paradox, dar dacă privim cu atenție, vom vedea că Iisus este judecat de Pilat. Dar oare aceasta este realitatea? Pilat este cel care îl judecă? Dacă citim cu atenție textul, vom vedea că, de fapt, Pilat este cel care pierde și nu Iisus, mai ales dacă ținem cont și de cum au evoluat lucrurile după. Iisus, în realitate, se comportă ca un om liber. Știe că va fi condamnat. Dar această condamnare nu este pentru el o fatalitate, ci este o alegere, pentru că el spusese mai înainte, nimeni nu are o dragoste mai mare decât acela care își dă viața pentru semenii săi. Iar el acum a ajuns la momentul în care își dă viața, își încredințează viața din iubire. Nimeni nu are o iubire, o dragoste mai mare. În alt loc spune, adevărul vă va face liberi. Acum în fața lui Pilat el afirmă, eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Cine este, iubiți frați, de partea adevărului, este întotdeauna un om liber. Chiar și atunci când este pus în lanțuri. Adevărul vă va face liber. Eu am venit să dau mărturie despre adevăr. Iată, în realitate, cel învins este Pilat. Fără a intra în detalii, cunoaștem din istorie că după numai câțiva ani, Pilat este chemat la Roma. El care voia să întemeieze un imperiu al său, voia să ajungă împărat, este chemat la Roma, apoi este trimis în exil. Și după câțiva ani, datorită stării pe care o avea, descurajării și remușcării, se sinucide. Ne putem întreba acum, unde este împărăția lui Pilat? Unde este împărăția lui Hristos? Ca să înțelegem mai bine diferența dintre o regalitate, o stăpânire pământească și cea pe care a adus-o Iisus, este suficient să-i punem față în față pe unii protagoniști ai celor două realități. Să ne gândim, de exemplu, la Iulian Apostatul,
cel care înainte de a muri a strigat cu disperare, ai învins, galileene. Să ne gândim la Napoleon, să ne gândim la Hitler, la Stalin, și exemplele pot continua. Ei au încercat să stăpânească lumea prin forță, prin ură, prin distrugere, prin crime. Cum și-au încheiat toți aceștia viața? O știm cu toții. Să ne gândim, pe de altă parte, la un Sfânt Francisc de Asiz, la Sfântul Anton de Padova, mai recent la Sfântul Ioan Paul al II-lea, să ne gândim la Maica Tereza de Calcuta, care în septembrie anul viitor va fi declarată sfântă, să ne gândim cum au înțeles ei împărăția lui Hristos. Ei au înțeles că armele pe care unul care îl urmează pe Hristos le poate folosi sunt iubirea, iertarea, sacrificiul, dăruirea pentru cei care sunt marginalizați, pentru cei care sunt în suferință, dialogul, împăcarea. Acestea sunt armele pe care le folosește un urmaș al lui Hristos, cel care vrea să facă parte din împărăția sa. Aceștia sunt amintiți ca sfinți, cei pe care i-am pomenit mai înainte, în timp ce ceilalți apar ca niște pete negre în istoria omenirii. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, ne spune Hristos astăzi. Nu este din lumea aceasta pentru că este de la Dumnezeu, dar ea s-a răspândit în toată lumea tocmai prin cei care au înțeles că este vorba de o împărăție a iubirii, a dreptății, a păcii, a reconcilierii. Aceasta este vocația creștinului, să răspândească împărăția lui Dumnezeu prin aceste mijloace. Acesta este, iubiți frați și surori, sensul sărbătorii de astăzi. Iisus a venit pe pământ să ne vorbească despre împărăția lui Dumnezeu, împărăția veșnică a lui Dumnezeu, la care suntem chemați cu toții pentru viața veșnică, dar nu este numai o împărăție din lumea cealaltă, după ce vom muri, ci este o împărăție care a venit deja pe pământ. Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru, spunea Hristos în Evanghelie. Toți putem avea acces la această împărăție, și cei slabi, și cei păcătoși, și vameșii, și cei care se simt izolați, care se simt dărâmați, care se simt marginalizați, cu o singură condiție pe care ne-o spune Iisus. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Este singura condiție. Convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Iubiți frați și surori, solemnitatea de astăzi ne interpelează și pe noi. Nu putem rămâne indiferenți. Și noi trebuie să facem o alegere. Și Iisus a făcut o alegere. Amintiți-vă că la începutul activității sale publice, în contextul ispitirilor, a fost dus de cel rău, de Satana, pe un munte înalt. I s-au arătat împărățiile pământului și i s-a spus lui Iisus, sau ispititorul i-a spus, toate acestea ți le voi dărui dacă mi te vei închina. Și atunci Iisus îi spune, pleacă de la mine, Satană, scris este, Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și numai Lui să-i slujești. Iată, și Iisus a ales și El a fost ispitit. Și noi suntem chemați astăzi să alegem. Suntem de partea lui Hristos? Folosim armele pe care le folosesc urmașii lui Hristos? Sau suntem împotriva Lui? Nu există cale de mijloc. Cine nu este cu mine, este împotriva mea, spunea Iisus. Dacă suntem de partea lui Hristos, putem cânta despre El și împreună cu El la acest sfârșit de an bisericesc. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Adică Hristos învinge, Hristos domnește, Hristos stăpânește. Amin.
Vă reamintesc că colecta care se face astăzi este pentru seminar. Iar acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioara și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agrăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața și va veni. Amin. Iubiți frați, uniți în rugăciune să-L preamărim și să-L invocăm pe Hristos, Regele Universului, Cel care este mai presus de toate și în care există toate câte sunt. Iisuse, care ești capul poporului tău, fă ca biserica să fie în lume chipul împărăției tale, împărăția dreptății, a iubirii și a păcii. Te rugăm. Iisuse, Rege veșnic, care ai venit ca să dai mărturie despre adevăr, fă ca fiecare om să recunoască stăpânirea ta. Te rugăm, ascultă-ne. Iisuse, răscumpărătorul nostru, rânduit de Tatăl, ca Rege al cerului și al pământului, dă-ne harul să colaborăm la biruința împărăției tale. Te rugăm, ascultă-ne. Iisuse, Principele Păcii, fă ca eforturile Bisericii pentru instaurarea păcii în lume să afle un ecou prompt și efectiv în toți oamenii de bună voință. Te rugăm, ascultă-ne. Iisuse, Bunule Păstor, care ți-ai dat viața pentru turma ta, rămâi mereu cu noi și nu ne va lipsi nimic. Te rugăm, ascultă-ne. Iisuse, care ai plecat să ne pregătești un loc în ceruri, primește-i pe răposații noștri în lăcașul slavei tale. Te rugăm, ascultă-ne. Doamne, Părinte Ceresc, noi te recunoaștem cu bucurie drept stăpân a toate. Fă-ne, te rugăm, instrumente ale păcii tale. Unde e ură, să purtăm iubirea. Unde e dezbinare, să aducem unitatea. Unde e deznădejde, să purtăm speranța. Pentru ca asupra tuturor oamenilor, fiii tăi, să strălucească lumina Fiului tău dumnezeiesc, căruia i-ai dat împărăția fără de sfârșit. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Thank you.
Să ne rugăm împreună pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Aducându-ți, Doamne, jertfa de împăcare a neamului omenesc, te rugăm cu umilință ca însuși Fiul Tău să le dăruiască tuturor popoarelor unitate și pace, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Domnul să fie cu voi. Sinimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitorul lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și pretutindeni ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Căci Tu L-ai consacrat pe Fiul Tău, unul născut cu îndelemnul bucuriei, ca preot veșnic și rege peste toate, pentru ca El, dăruindu-se pe altarul crucii, drept victimă neprihănită de împăcare, să ducă la îndeplinire tainele răscumpărării noastre și, luând în stăpânirea Sa toate făpturile, să ofere maestății Tale nemărginite o împărăție veșnică și universală, împărăția adevărului și a vieții, împărăția sfințeniei și a harului, împărăția dreptății, a iubirii și a păcii. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi Tale, zicând cu bucurie. Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca, de la răsăritul soarelui până la apus, să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință, să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi.
De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă de noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim să spunem: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cele rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale
și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți sunt cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul.
Să ne rugăm. După ce am primit hrana vieții nepieritoare, te rugăm, Doamne, ca noi care suntem mândri să ne supunem poruncilor lui Hristos, Regele Universului, să ne învrednicim a trăi fără de sfârșit alături de El în împărăția cerească, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Îngerul Domnului a vestit Mariei: Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Înger al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă astăzi. Păzește-mă, povățuiește-mă, ciocârmește-mă pe mine, care ne sunt încredințați prin mila lui Dumnezeu, preasfântă inima lui Iisus, inima neprihănită a Mariei, Sfântă Cecilia, toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu. Vă rog să luați loc un moment. După cum am anunțat deja duminica trecută, astăzi, în solemnitatea Hristos, Regele Universului, vor fi organizate 4 ore de adorație. Programul este următorul: imediat după Sfânta Liturghie, după câteva minute până se aranjează aici în fața altarului, va avea loc adorația, la care vă invităm pe toți cei prezenți în biserică. Apoi, de la 13 la 14 sunt persoanele consacrate, de la 14 la 15 seminariști și de la 15 la 16 tineri. Un alt anunț, având în vedere că de nenumărate ori au venit din partea multora dintre dumneavoastră solicitări, întrebări și sugestii cu privire la posibilitatea de a găsi unele cărți sau obiecte religioase, am reușit să organizăm un astfel de sector la biroul parohial. Deci, de acum înainte, în orice zi, în timpul programului de birou, inclusiv după Sfânta Liturghie, puteți găsi acolo astfel de articole. Facultatea de Teologie Romano-Catolică Iași, în colaborare cu Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, organizează joi, 26 noiembrie, între orele 9 și 18:30, la sediul Institutului, simpozionul cu tema
biserica și trăirile lumii contemporane. Manifestarea se înscrie în seria de inițiative academice în vederea promovării cercetării teologice și a dialogului cu oamenii și realitățile timpului nostru. Organizatorii ne invită să luăm parte în număr cât mai mare. Vă reamintim că duminica viitoare începe un nou an bisericesc. Prima perioadă este Adventul, un timp privilegiat de post și pregătire intensă pentru marea sărbătoare a Crăciunului. Și ultimul anunț, marți la ora 19 la subsolul Catedralei, va avea loc o conferință cu tema Alcoolul, închisoare pentru suflet. Cei care doresc să participe, noi vă invităm pentru că acolo este loc. La subsol puteți veni cu toții. Vă dorim în continuare o duminică frumoasă și o săptămână binecuvântată, iar acum, după binecuvântarea de la sfârșitul liturghiei, vă invităm să rămâneți ca să expunem Sfântul Sacrament și să începem adorația. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace.